Ce faceți, mă? Are să mergem să ne primăm un pic să spargem niște bani astăzi. Pentru jocuri și programe ieftine, vizitați g2a.com. Link în descriere. Ca să mă înțelegi la ce mă refer prin spardă bani, trebuie să mă duc, bine, trebuie. Am ales să mă duc până la Saturn, care e un fel de media galaxy, numai că e cât un mall imens cu electron cenșit. Și vreau să iau lui maică-mea un laptop nou, pentru că ea are un Toshiba care are, cred că, vreo 9 ani între timp. Și, na, vă puteți imagina că merge ca o râșniță. E cazul pentru un upgrade, așa că mă duc acolo să văd ce pot să găsesc, să iau ceva frumos. Cadou! Azi că am reușit să termin acolo într-un final glorios după vreo 2 ore jumate în care m-am plimbat, pentru că e ca un paradis acolo pentru mine. Bine, m-am uitat și pe la aparat, obiective, pe la secția de Panasonic and shit. I-am luat un Asus frumos, pentru că era la ofertă. Și, bine, inițial mă uitam după ceva cu un Intel Celeron sau un Intel Atom chiar. Dar erau nasoale și s-ar fi mișcat destul de greu și alea. Așa că i-am luat un Asus cu un i3 pe el, un SSD mic, Intel HD Graphics, Windows 10 Home preinstalat. Și arată și bombă, că e cu auriu enșit, e colorat, așa că o să-i placă super mult. Acum ajung imediat acasă și să vedem dacă reușesc să mă strecor să-l plasez acolo unde își ține ea laptopul. Sau dau nas cu ea și îl mânez direct. Alo? Hai că nu-i nimeni. Nimeni în casă. Așa că e prilejul perfect. Aici își ține ea drăcia ei. În care o să bag un mare ciocan. Nu știu ce. Mai mi-am luat bicicleta cu mine, că nu era foarte departe ala. Și e ISO foarte sus în clipa asta. Mult mai bine! Ok! Hai să văd cum e eu. L-am luat de aici. Îl duc la mine. În șambră. O să ascundem aici. Trebuie să apară și ea imediat. Așa. Ați văzut green screen-ul? Panoul vieții. Să-l luăm din punga de aici. Și când o să se ducă la el, că sigur, se bine, o să vadă cutia, că e măricică un pic. Da, se vede? Yeah, Asus is such a incredible. Da, nu mai știu modelul exact. Dar nu prea are importanță. Și o să încercăm să-i filmăm acum reacția când vine acasă. Ce cu Asus ăsta? Cadou! De la cine? De la mine pentru tine. Ei, da! Dacă zic. Cu ce ocazie? Haide, du-te, öffnen. Cu ce ocazie? Nu te mai aud cu Toshiba-ul. Și ăsta e meseriaș? Păi...
Și o să meargă și să o cazi tu. O să meargă tot pe el. Nu pot să cred așa ceva. E, da. Și? Mi-l iei dacă te vor? Nu ți-l iau, dragă. Adică... Eu mi-l iei? Mamă! Trimite-i lui tatăl tău. I-am trimis. I-ai trimis? Păi. Și ce a zis? Sună și vezi. Mamă, ce veseriaș este! Ia, dar vezi cum e la interior. Vai, cât e de frumos! Băi, n-am crezut eu că trăiesc ziua asta! Să-mi cumperi tu mie! Mi-ai cumpărat lui tatăl tău și-mi cumperi mie? Nu mă așteptam! Vai, cât e de șen! Vai! Nu pot să cred! Și nici n-am visat nimic! Ca să mă aștept! Se pare că mi-a ieșit surpriza. E mega bucuroasă maica mea pentru jucărica nouă de a primit-o și acum stă în față și se uită la seriale pe post-turnul românești. Soia, cam atâta cu vlogul de astăzi. N-am mai făcut de mult unul și a fost prilejul ideal să mai filmez ceva nou. Nu uitați să lăsați un like dacă vă plac vlogurile mele și vreți și mai mult conținut de genul și un subscribe pentru și mai multe videouri. Noi ne vedem data viitoare. Ciao!